Lăudat să fie Dumnezeu pentru măreața împăcare de la Golgota, pentru acest măreț har de care ne-a făcut parte să ne numim copii ai Săi. Dar să știți că în drumul acesta spre cer, ceea ce face diavolul în fiecare zi e să-l păteze pe om, ca omul să se simtă mereu vinovat și să nu poată să înainteze înaintea lui Dumnezeu, să nu poată să meargă cu bucurie înainte. Pe calea aceasta a mântuirii să știți că se merge cu bucurie. Și diavolul, ceea ce se luptă într-un mod cât se poate de puternic, e să păteze inima omului, să nu poată să aibă acea deschidere și acea bucurie înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc câteva versete din 1 Ioan, capitolul 3, și voi citi începând cu versetul 21 până la versetul 24 și haideți cu luarea minte să ascultăm acest cuvânt al Evangheliei care spune așa: prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El rămâne în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, preț de câteva momente, permiteți-mi să stăm în fața cuvântului sfânt al Evangheliei, în fața acestui cuvânt pe care eu l-am citit aici în auzul urechilor noastre, să reflectăm puțin la viață. Ceea ce noi urmează să facem nu urmează să aflăm ceva nou. Urmează să reflectăm la viața noastră. Nu o să vă spun nimica nou, nu o să vă spun ceva ce n-ați mai auzit până astăzi. Ba dimpotrivă, cred că nu va fi nimic ce n-ați mai auzit până astăzi. Dar cred că în fața acestui moment al cinei Domnului a sta la masă cu Hristos, viața omului trebuie să aibă o atenție atât de profundă înspre el, înspre ceea ce este omul, înspre ceea ce face omul. Pentru că una din marile probleme ale vremurilor noastre, și-am mai spus-o eu aici, e superficialitatea. Oamenii trec foarte superficial peste lucrurile importante. Trecem de multe ori superficial peste copilăria copiilor noștri, care sunt în casă preț de câțiva ani și apoi nu vor mai fi. Trecem foarte superficial peste anii frumoși pe care Dumnezeu ne-i dă unul cu celălalt, soț cu soție. Și la un moment dat, bătrânețea vine, vin momentele, greutățile. Trecem foarte superficial peste momentele în care putem să le avem aici în biserică, în care putem să cântăm unii cu ceilalți, putem să ne rugăm împreună, putem să fim aici, într-un loc, binecuvântat, protejat de Dumnezeu. Și atât de bucuros diavolul când oamenii trec cu superficialitate peste toate lucrurile astea. Trecem cu superficialitate pe lângă câte un frate, pe lângă câte o soră. Și trecem și zicem că ne grăbim și că suntem atât de aglomerați și că atât de multe lucruri avem de făcut și trecem și superficialitatea asta se depune. Iar mai apoi când ai mai mare nevoie de părtășii de genul ăsta, în momentul în care ai nevoie de frați, vii aici. Dar poate pentru faptul că ai trecut cu superficialitate toate momentele de aici, și asta vă spun din experiența altora, care îmi spuneau: frate Alin, am trecut cu superficialitate de momentele în care eu puteam să cânt cu frații, să mă rog cu frații, am trecut cu superficialitate în momentele în care alții trebuiau să aibă parte de rugăciunile mele și am zis: nu-i nicio problemă, las-mă că nu-s eu singurul care trebuie să mă rog, las-mă că nu-s eu, uite cât sunt sute de oameni, nu rugăciunea mea e cea mai importantă. Și ce, în momentul ăla ieșeam afară, mă gândeam la altceva, mintea mea fugea, nu era atât de important, nu eram atât de implicat acolo. Și zice: s-a întors roata, am venit eu la rând să am nevoie de rugăciunile lor, am venit între aceiași oameni. Au început să se roage pentru mine, dar parcă nici nu îndrăzneam să le spună să o facă, pentru că în inima mea era o sândă. De câte ori ai trecut tu cu superficialitate pentru ceilalți care ar fi avut nevoie de rugăciunile tale. Pentru că superficialitatea asta, pe care omul o lasă să fie în inimă și în viață, se depune.
Iar mai apoi, când ai mai mare nevoie de ea, superficialitatea asta te osândește. Biblia vine și spune așa, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima. Dacă vă citesc încă o dată pasajul ăsta și dacă îl citim profund, uitați-vă cum, nu, ăsta nu e științifico-fantastico. Asta nu e din alte emisfere, nu e din altă lume, e din lumea lui Dumnezeu, e de la Dumnezeu. Permiteți-mi să vă mai citesc măcar două, trei versete și haideți acum să le gândim foarte profund. E real, e așa cum scrie, nu trebuie deloc modificat, nu, e exact așa cum este. Și ascultați, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și ascultați ce se întâmplă când un om, fără să fie osândit în inima lui, capătă îndrăzneală și orice vom cere, așteptăm să vedem dacă iasă ca la loz în plic. Nu! Aici nu e Evanghelia prosperității. Nu la asta. Să nu fugă cineva cu mintea, păi acum o să cereți un avion. Nu. Aici vorbim de lucrurile normale, pentru trai, pentru viață, pentru a putea să mergi înainte. Și vine Biblia și spune, orice vom cere, vom căpăta de la El. Dragii mei, oamenii au modificat asta, nu că Biblia nu rămâne în picioare și să justifice deseori superficialitatea și o sânda din inimă. Bă, că noi cerem, dar Dumnezeu nu e chiar așa. Eu vreau să vă mărturisesc, eu cred într-un Dumnezeu puternic, atotputernic, care face absolut tot ce vrea El și poate absolut totul. Mă gândesc de o bună bucată de vreme să facem într-o seară aici la Efrata, să avem, nu știu, de prin țară, de la noi, de printre noi, de care îi mai cunosc eu, care îi mai cunosc frații, să aducem aici oameni și să facem o duminică plină și dimineața și seara, numai cu mărturii reale, profunde, trăite de oameni, ca să puteți să vedeți și să vedem că Dumnezeu și în generația asta a rămas la fel de puternic, a rămas la fel de mare. Noi oameni am intrat într-o superficialitate cruntă și la un moment dat când trebuie să mergem înaintea lui Dumnezeu, să-i cerem ceva, să intervină. La un moment dat, parcă inima, care e atât de plină de superficialitate, nu e rea, nu e în sensul neapărat că îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Dar e așa, dacă îmi permiteți, un treacă meargă. Bă, mă duc și eu, bă, trebuie să mă țin și eu de o biserică, trebuie să mă țin și eu de o Biblie, trebuie să mă țin și eu de o credință. Nu, ascultați-mă, viața cu Dumnezeu, nu e așa. Viața cu Dumnezeu e profunzime, e trăire, e relație personală a ta, a omului, cu Hristos. Și Biblia spune, orice veți cere a celor care nu sunt osândiți în inima lor, veți căpăta de la Dumnezeu. Dumnezeu va trimite, dragii mei, orice înseamnă orice. Adică Dumnezeu nu e limitat. Bă, uite ce m-am gândit eu, asta nu cred că vreau să vă dau. Nu! Dacă Dumnezeu consideră și vede că avem nevoie și inima omului strigă. Da, e adevărat, noi la un moment dat am venit și am spus, păi cred că Dumnezeu nu consideră că eu am nevoie de sănătate. Cred că Dumnezeu nu consideră că eu am nevoie de liniște. Nu cred asta. Nu cred. Cred mai tare că inima care o sândește blochează îndrăzneala noastră frumoasă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mai produce efectul lui de cel atotputernic datorită faptului că inima o sândește și te blochează. Nu mai ai nici curajul să te mai rogi, nu mai ai acel entuziasm, nu mai ai acel elan, nu mai ai acea bucurie, nu mai ai acea trăire care să vibreze. Bă, Dumnezeul meu nu mă lasă, e un Dumnezeu mare. Aduceți-vă aminte de cei trei tineri în fața cuptorului încins, dacă eu sândea pe ăștia inima, 100% recurgeau la un compromis. Ca se întâmplă. Când vezi că tu nu mai ai nicio șansă cu Dumnezeu, zici, nu, cum o rezolv? Care ar fi varianta? Ăștia trei au rămas în picioare și au zis, ascultă-ne, împărate, inima asta noastră, care e dată în totalitate lui Dumnezeu, nu ne osândește, ba dimpotrivă ne spune că Dumnezeu ne va da orice îi vom cere. Și uite ce îi cerem noi, împărate, să ne scoată din mâna ta. Și la un moment dat ei subliniază în discuția lor și împărate ține cont, ne va scoate. Ne va scoate, împărate. O fi stat împăratul, zic, bă, dar voi pe ce vă bazați? Pe o inimă care vibrează pentru Dumnezeu și care nu ne osândește.
Pentru că una din marile probleme ale generației noastre e inima care o sândește. O ascunz. Așa de fain o cosmetizez că nu știe nimeni asta. Nu-și va da nimeni seama că inima ta te osândește. Pentru că noi din vorba noastră, și la un moment dat zice Biblia, și o să vedeți să nu iubiți doar cu vorba, că noi din vorba noastră ne iasă bine. Dar eu-s cu Dumnezeu. Dar ați văzut copiii la bacalaureat. Bă, duce și învață. Nu, că eu știu. Bă, n-ai ce să-i spui. Bă, când îți spune în mod repetat că el știe. Bă, că și tu te pictizezi, îl trimiți la învățat. Nu, că eu știu, zice. Bă, tu te mă învață. Nu, că știu, lasă că știu. Bă, îi spui o dată de două ori, o săptămână, două, trei. Bă, la un moment dat zici, bă, au zis că știe. Hai mă să-l cred pe cuvânt. Și după aia vine fața aia așa ușor plouată, zice, cât ai luat, mă? Mi-a fost groază să mă uit pe listă. Știți care e următoarea întrebare? Bă, dar măcar ai trecut? Pentru că deseori noi cosmetizăm frumos și zicem, dar știm, dar noi iubim, dar noi suntem, dar noi trăim pentru. Și vine la un moment dat momentul testului în care acolo trebuie să se vadă adevărata valoare a unei inimi și Biblia spune, atunci, dacă nu vă osândește inima voastră, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dragii mei, generația asta în care noi trăim are nevoie de acest curaj, de această îndrăzneală sfântă și frumoasă, de a-L implica pe Dumnezeu în totul totului tot și de a-L pune pe Dumnezeu în centru. Diavolul e foarte bucuros că poate prin superficialitate să pună în inima ta, să depună în fiecare zi tot felul de lucruri care în momentul în care ai nevoie de îndrăzneală, ele să vină să te osândească și să te rogi că încerci, faci o încercare, faci două, faci trei, la un moment dat nu mai poți și zici, bă, nu mai pot. O, dacă ar fi zis Iov așa. Îl aduceți aminte pe Iov, dacă Iov... Bă, nu mai vreau, gata! Și mai ales că a fost și îndemna, blastă-mă-L pe Dumnezeu și mor, chiar așa! Ce idee bună, că oricum nu mai pot, nu! Iov a rămas cu atât de multă demnitate și a zis Iov așa, și dacă mi se va nimici pielea și carnea, inima mea care nu mă osândește, îmi spune că răscumpărătorul meu e viu. Că se va ridica. Dar Iov, tu de unde ai atâta îndrăzneală? Dar tu de unde ai atâta putere? Dar tu de unde ai atâta curaj să rămâi cu demnitate? Pentru că inima mea nu mă osândește. Și pentru că inima mea nu mă osândește, rămân înaintea lui Dumnezeu cu tot ceea ce sunt eu. Ilie, dar de unde ai avut atâta curaj să te duci acolo și să-ți faci o rugăciune, să spui, Doamne, aici pe altarul ăsta umplut cu apă, în care ar spune oamenii că în mod normal nu se poate aprinde jertfa asta, fă să se cunoască că există un Dumnezeu și mai fă să se cunoască că eu sunt slujitorul Tău, Doamne. Și acolo la rugăciunea lui Ilie, Dumnezeu aprinde jertfa. Bă, s-o aprins dintr-o dată, pentru că inima lui Ilie nu l-o sândea. Pavel și Cusila, dacă ar fi osândit inima, ar fi zis, bă, ce-i dăm la ăsta să plecăm? Primește ceva, hai că m-au zis noi că e corupt. Îi dăm ceva și am plecat. Pentru că nu-i osândea inima, o zis, stai un pic, că noi avem îndrăzneală la Dumnezeu. Păi da, și-a lui Iov, și-a lui Ilie, și-a lui Pavel, și-a lui Sila, păi trebuie să ai îndrăzneală mare. Păi și ce vreți? O vrem să scăpăm și cam cum vreți? Păi îl chemăm pe Dumnezeu, cum îi cântăm. Inima noastră care nu ne osândește, îl coboară pe Dumnezeul puternic. Și vor vedea și cei din jur că avem un Dumnezeu care ne dă orice îi cerem. Știi ce îi cerem acum? Să ne scoată din închisoare. Dragii mei, trebuie să fim atenți la trei aspecte pe care datorită timpului foarte, foarte comasat, am să vi le spun destul de fugitiv, dar vă rog, meditați la ele. Ca să nu te osândească inima, omul trebuie în fiecare zi, ascultați, să se ferească. Doamne, de asta toată lumea știm, numai nu le preiasă la unii, să se ferească de păcat, să se ferească. Dacă careva dintre dumneavoastră vă cumpărați Adidas albi, noi nouți, și eu v-aș lua cu mașina și v-aș duce undeva pe un teren în care e noroi, numai ce-o plouat. Dar de aici, colo și colo, e câte o piatră mai înaltă. Garantez că veți face echilibristică.
Toți veți merge numai să nu cumva să mă îmbrutăriți atâta și toți numai să călcăm pe pietre. Bă, nu pot murdeaz, că adică mai am cumpărat. Îs albi, toți pe echilibru, nu contează aici nici vârsta, nu mai contează nimic. Toți vor face echilibristică, bă, nu murdăresc adidași. Dar în viața de credință, dragii mei, omul trebuie să meargă tot așa. Să se ferească de tot ce îl murdărește. Să se ferească de tot ce îl întinează. Să meargă mereu cu atenție, cu foarte mare atenție. Să fii foarte conștient că lucrurile care acum te întinează, chiar dacă tu le treci cu superficialitate, minciuna te întinează, ura te întinează, vorbirea de rău te întinează, acțiunile care scot pe Dumnezeu din context te întinează, le trecem cu superficialitate. Bă, și ce dacă că l-am luat eu pe Sami sau pe fratele Zor și l-am tocat, l-am făcut praf, că tot ăla rămân. Și mă duc mai departe. Uit că aia se pune și într-o zi nu o sândește inima. Și eu n-am mers atent. Eu m-am dus și eu ca vodă prin lobul, de cum se vorba populară românească. Și la un moment dat m-am întinat. Ferirea de păcat, feritul, pur și simplu feritul de lucrurile ilegale, vor ține inima neosândită. Vine David și spune, fă-mi dreptate după nevinovăția și neprihănirea mea. David, tu ce ai făcut? Am făcut echilibristică. Bă, am umblat cu atenție. Bă, am știut că n-am voie să calc acolo. Am știut că eu trebuie să umblu. Știți ce zice Biblia? Că pentru aleșii lui, Dumnezeu a pregătit faptele bune în care omul trebuie să umble în ele. Înseamnă că faptele bune sunt pregătite. Omul trebuie să calce în ele. Și de cumva nu calcă în faptele bune, calcă în alea rele, care întinează inima. Și în momentul complicat al vieții spui, Doamne, bă, dar simți și tu că te ține ceva legat, că dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Că de ne osândește, avem doar o rugăciune care o spunem. Omul trebuie să înțeleagă în generația asta că e atât de important ca inima să rămână mereu curată, că omul trebuie să se ferească de păcat. Permiteți-mi să vă citesc, copilașilor, din același capitol, Ioan capitolul 3, cu versetul 7, nimeni să nu vă înșele. Pentru că vin unii și te înșală. Ce ai făcut, mă? Păi, am zis și eu o minciună. Da, își băg totul lumea minte. Na, nimeni să nu vă înșele. Ascultați ce zice Biblia. Cine trăiește neprihănit, este neprihănit. Păi neprihănit nu-s prunci ăștia că îi cheamă nu știu cum. Neprihănit nu-i Alin Nemeș care are legitimație de pastor în portofel. Nu, zero! Neprihănit nu-i cu tare că e nu știu ce, nu știu, neam, societate, din ranguri înalte, care are diplome multe, nu, zero, toate astea zero. Neprihănit e omul care trăiește neprihănit, care se ferește de lucrurile stricate, care fuge de păcat, care fuge de lucrurile care le întinează, care știe să-și pună strajă gurii, care știe să-și pună strajă atitudinilor, care știe să fie atent la lucrurile care îl scot pe Dumnezeu din context, pentru ca să poți să fii cu inima neosândită și să ai îndrăzneală la Tatăl, dragii mei, generația anului ăsta, biserică e frata, iubiți tineri și frate mai în vârstă, ferirea de păcat întru totul e atât de importantă. Lipsa de răbdare e un păcat enorm care întinează pe oameni. O pleca Moise să stea de vorbă cu Domnul, s-au plictisit ăștia jos. Și au zis, bă, hai să ne facem noi un chip. Moise nu mai vine. Aduceți tot ce aveți din aur, scule de aur, că noi facem. Și-or întinat inimile și viețile, dărdâiau mai apoi în fața dușmanilor. Nu mai aveau acea îndrăzneală, nu mai aveau acel curaj, nu mai aveau acea siguranță, bă, Dumnezeu e cu noi, nu mai aveau, dârdâiau. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a supărat pe voi, v-ați întinat inima, nu mai aveți același entuziasm. O, cât de important ca omul să se ferească de păcat. Ascultați ce zice următorul verset, 3:8. Cine păcătuiește este de la diavolul. Na, cine o modifică pe asta? Ia, cine o decupează din Biblie versetul ăsta? Nimeni, n-ai cum. Căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească. Dragii mei, când un om nu se ferește de păcat, e simplu. Iertați-mă, vreau să fiu deschis în dimineața asta, dar o fac cu toată responsabilitatea. Când un om nu se ferește de păcat, o trecut pe numele altcuiva.
Noi îi zicem frate, soră. Putem să-l numim noi episcop, prea fericit, putem să-l numim cum vrem noi. Când nu s-o feri de păcat, Biblia, uitați, versetul ăsta, n-avem cum să trecem peste el. Cine păcătuiește este de la diavolul. O, Dumnezeu să ne ierte. Că la un moment dat, poate atitudinile vieții noastre au pus o sândă acolo în inimă și noi avem nevoie de îndrăzneală. Noi avem nevoie de îndrăzneală, Doamne, Doamne. Avem nevoie de îndrăzneală toți. Astăzi îs alții în încercare, mâine vom fi noi și am mai zis-o astăzi. Avem nevoie să-L strigăm pe Dumnezeu. Doamne, noi îndrăznim să credem în Tine, că Tu poți. Noi îndrăznim. Tocmai de aceea, dragii mei, ascultați-mă, ferirea de păcat, ferirea de păcat e cât se poate de importantă. Călcarea rânduielor lui Dumnezeu a Bibliei, un păcat enorm. Vă aduceți aminte de Uza? Trebuia dus chivotul ăla cum Dumnezeu a cerut. De-aia au călcat în picioare rânduiala. Păi dacă au zis, du-te mă de aici, păi cine zice că pune, că trebuie să-l ducă pe mâini? Pune-l mă într-un car nou, l-au pus într-un car nou. A suferit Uza, s-a văzut o sânda. Uza a plătit o sânda. Nu era el de vină. Nu a decis Uza că trebuie pus într-un car nou. Uza doar o executa niște ordine. A căzut pe el, pentru că Dumnezeu nu se joacă cu asta. Avem nevoie, dragii mei, știți ce a făcut David? Dintr-o dată toată îndrăzneala lui David s-a epuizat. Poate mai aș fi așteptat ca David să fie plin de curaj. Aduceți bă chivotul la mine acasă. Haideți cu chivotul, da de unde? L-a dus la Obed-edom, a zis gata, numai la mine. David, hai să-l ducem la tine, nu că nu mi-am îndrăzneală. Mă osândește inima, nu mai pot. Hai mă să ducem chivotul la tine, nu mai am curaj. Înțelegeți cât e de periculos când omul nu se ferește de păcat. Doamne, păzește-ne de păcat. Doi, ca să poată să nu te osândească inima în al doilea rând, un om care vrea să fie cu inima dată Domnului și să aibă îndrăzneală, e obligatoriu în viață să-și dovedească iubirea. Vreau să vă citesc un verset. Versetul 16 din același capitol. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu printr-o dovedire, printr-o acțiune, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Dragii mei, ca inima noastră să rămână mereu întărită, neosândită, dragostea pe care o exprimăm, să nu rămânem mincinoși, trebuie să o dovedim. Vă imaginați în ce postură v-aș pune dacă v-aș întreba, mă iubiți în dimineața asta? Să vină frații pe rând toți aici, fraților, mă iubiți, da, pe mine mă iubiți? Mă iubiți, da? Și după aia... Aveți așa vreo 70 de ani de aici în cosmos, ne dovediți. Pentru că oamenii, uitați să vă mai citesc, auziți, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, adică doar așa din gură, cum ar zice românul, ci cu fapta. Iubirea trebuie dovedită cu acțiune. Pentru că atunci când noi tot spunem, ați văzut, ați auzit expresia, eu n-am nimica cu el? Extrem de folosit. Dar eu n-am nimic cu el. Păi și Dumnezeu zice, te cred. Până aici te-am crezut. Nu pot să zic nimic. Acum azi mai rămâne doar să dovedești. Și când nu dovedești, acea vorbă pe care tu ai exprimat-o și de fapt nu e reală, că nu poți să o dovedești, o sândește inima. Și zice, nu s-a întâmplat ceva. Te-a osândit. Ca să poți să nu te osândească inima, ascultați-mă, omul trebuie să își dovedească iubirea, iubirea față de Dumnezeu. Noi toți spunem, îl iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, bine, vă cred, dovediți-o, dovediți-o prin trăire, prin acțiune, prin ce faceți, prin iubirea pe care o alătați altora, e o condiție profundă. Ascultați ce zice Biblia, copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Și ne vom liniști inimile înaintea Lui. În momentul în care iubești cu acțiunea ta, se cunoaște că tu ești în adevăr. Și în momentul în care dovedești iubirea, Biblia spune, ți se liniștește inima. Nu poate nimeni nici versetul ăsta să-l ia jos. Tocmai de aia, dragii mei, noi trebuie să arătăm acea iubire frumoasă și profundă față de Dumnezeu și față unii de ceilalți. Doamne, ajută-ne pe toți. Versetul mai dinainte, 16, spune așa, noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Adică să te pui ca o jertfă care arde ori de câte ori e nevoie. Doamne, ajută-ne pe toți.
Îmi doresc din toată inima că aici, în Biserica Efrata, să fie oameni și doar oameni care au puterea să-și dovedească iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Și să ne păzească Dumnezeu de orice altă acțiune, să ne păzească Dumnezeu de orice altă trăire, ca inimile noastre să fie liniștite, mereu liniștite. În ultimul rând, e obligatoriu ca să poți să ai, să nu te osândească inima pe lângă faptul că trebuie să te ferești de păcat, să-ți dovedești iubirea declarată. În ultimul rând, e obligatoriu să perseverezi în pocăință. Pocăința nu există stagnare. Bă, stau. Hai să vă citesc un verset. Oricine, dumneavoastră aveți nădejde în Dumnezeu? Cine-i cu nădejde în Dumnezeu? Aveți nădejde. Lăudați să fie Domnul pentru asta. Acum uitați-vă la versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta în el, 3, nu 15, oricine are nădejdea aceasta în el, că Dumnezeu e mare, că El e bun, că El e cu noi, toți aveți nădejde, da? Se curățește după cum El este curat. Dragii mei, inima începe să fie osândită în momentul în care omul nu mai iubește și nu mai dovedește asta. Inima începe să fie osândită în momentul în care nu se mai ferește de păcat. Și inima începe să fie osândită când omul n-are o curățare permanentă și constantă și constantă și constantă. Mereu o verificare, mereu o verificare. Când nu mai are, în fiecare zi, știi ce zice Biblia? Prin înnoirea minții voastre în fiecare dimineață. Eu în fiecare zi trebuie să-mi înrunez mintea, să spun, Doamne, dacă cumva ieri n-am fost foarte bun, astăzi să fiu extrem de bun și mâine să fiu mai bun și mai de treabă și mai pocăit și mai aproape de tine. Și se împlinește versetul care spune, din putere în putere. Când omul nu se mai curățește, când nu mai are acel sentiment, acel sistem de care să se curățească, acel sistem în care să spună, stau în prezența lui Dumnezeu că am nevoie de Dumnezeu, stau în prezența lui Dumnezeu că El îmi poate liniști inima, stau în prezența lui Dumnezeu pentru că am parte de iubirea Lui și eu trebuie să arăt iubire mai departe, stau în prezența lui Dumnezeu și îmi curățesc inima. Dragii mei, nu lăsați stări ilegale acolo puse pe stoc în inimă, nu lăsați stări ilegale și păcate ascunse, nu lăsați stările alea care vă întinează, crezând că timpul le va rezolva, pentru că timpul trece, diavolul tace, dar în momentul în care veți avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și de acea îndrăzneală că Dumnezeu poate să intervină, când vei avea nevoie de acea rugăciune profundă, va veni inima să te osândească, să te blocheze și să nu mai poți să mai strigi, să spui, Doamne, Tu ești mare! Și parcă nu mă ții grept, Doamne, cred că ești Tu pe undeva pe univers, mai uite-te și la mine. Dar uitați-vă la oamenii Bibliei care n-au fost osândiți în inimile lor, care s-au urcat în fața altor proroși mincinoși, au zis, Doamne, au zis Ilie, fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeu, fă să se cunoască că eu sunt slujitorul Tău, Doamne, fă să se cunoască că noi nu suntem singuri, fă să se cunoască că Tu mai ai oameni, că Tu rămâi un Dumnezeu puternic, fă să se cunoască că Tu mai vindeci, fă să se cunoască că Tu mai legi răni, fă să se cunoască că Tu rămâi un Dumnezeu puternic. Dar pentru asta, dragii mei, ascultați-mă, feriți-vă de păcat. Nu lăsați, nu o să simțiți atunci durerea păcatului imediat, că diavolul dă cu anestezie rapidă. Dar ascultați-mă, aia va pune o sândă grea exact când vom avea nevoie. Feriți-vă, feriți-vă de păcat. Dovediți-vă iubirile. Dovediți prin trăirea noastră. Ne-a dat Dumnezeu atât de multe lucruri frumoase. Ne-a dat Dumnezeu har, putere, două mâini, doi ochi, urechi, picioare. Ne-a dat Dumnezeu un locaș frumos, ne-a dat Dumnezeu o comunitate frumoasă. Ne-a pus Dumnezeu unii lângă alții, ascultați-mă, nu-L mai lăsați pe diavolul să terfelească viețile, atitudinile, mințile, nu-L mai lăsați! Pentru că avem nevoie de acea îndrăzneală sfântă, să ne asculte Dumnezeu când strigăm către El. Și în biserica Efrata să se cunoască că există un Dumnezeu mare. În dimineața aceasta vom sta la masa Domnului și vrem să avem îndrăzneală. Dar pentru asta va trebui să-i spunem Domnului, în momentele care urmează și în timpul cântării pe care o vom cânta, să-i spunem Domnului, Doamne,
Te rog, ajută-mă să mă ferez de păcat în fiecare zi, să-i spui asta lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să fiu atent la vorba mea, la atitudinile mele, la ce sunt eu. Spune lui Dumnezeu, te rog din toată inima, Doamne, ajută-mă să dovedești ceea ce spun. Spune lui Dumnezeu, Doamne, te rog din toată inima, ajută-mă să mă țin strâns legat de Tine în fiecare moment al vieții și Dumnezeu să ne ajute.